Terenul din preajma primăriei din Florești, amenajat acum o săptămână, a fost vandalizat de persoane necunoscute. Autoritățile locale au informat poliția despre 30 de felinare stricate și 15 arbori de tuia furați. Un cetățen mi-a spus că de acum la dumneavoastră dispar copacii, viceprimarul vine dimineața la serviciu deplasându-se pe jos, a intrat în primărie și ne-a informat. Și am ieșit cu toții la fața locului, am numărat și și s-a deteriorat și îndată am sunat la 112. Făptașii care sunt căutați de poliție au adus un prejudiciu de peste 8.000 de lei. S-au furat 15 bucăți de tuie, prețul cărora este de 445 lei bucata și s-au deteriorat 30 de felinare, care costă o bucată 45 de lei. Regretăm faptul că totuși cetățenii orașului Florești nu vor să prețuiască ceea ce este frumos. Actul de vandalism a stârnit mânia internauților. După ce primăria Florești a postat pe Facebook mai multe fotografii cu terenul distrus, oamenii au scris că făptașii nu au suflet și că trebuie trași la răspundere. Costul proiectului de amenajare al spațiului adiacent al primăriei Florești a fost de peste 200.000 de lei.